Și avem primele imagini, doamnelor și domnilor, din interiorul secției de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, acolo unde 9 dintre cei 10 pacienți care erau internați au murit. Vedem împreună aceste imagini cu paturi de spital arse, este totul gri, toți pereții sunt acoperiți din cauza acestui incendiu. Colegul meu, Valentin Stan, ni se alătură cu detalii. Vali. Da, sunt imagini greu de văzut. Imaginați-vă că secția de terapie intensivă a ars aproape o oră. La 9:46 de minute s-a sunat la 112, iar la 10:56 de minute incendiul a fost lichidat, a fost stins. Nu a mai rămas nimic din saloanele respective și este ușor de explicat acest lucru pentru că secția de terapie intensivă era plină de materiale inflamabile, foarte multă aparatură medicală care a ars instant, flăcările s-au extins incredibil de rapid și foarte multe stații de oxigen, foarte multe butelii de oxigen. Nu au avut foarte multe șanse oamenii care se aflau în interior. 9 persoane au decedat. Desigur că acum, după transferul victimelor și după ce incendiul a fost stins, urmează ca ancheta să înceapă. A fost deschis un dosar penal de care se ocupă procurorii din Constanța, dar aceștia vor avea parte de ajutorul criminaliștilor din București, care urmează să ajungă aici la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Sunt specialiști de la Direcția de Investigații Criminale și de la Institutul Național de Criminalistică. Au lucrat împreună și la alte incendii din spitalele de la noi din țară și aici aș da două exemple, Spitalul Matei Balș și Spitalul din Piatra Neamț. Cu siguranță că vor intra în aceste saloane pe care le vedeți în imagini, vor face cercetare la fața locului. Este primul pas de care trebuie să se ocupe. Cu siguranță că vor verifica fiecare parte a secției, vor aduna toate probele și vor ridica inclusiv aparatele medicale, pentru că este o piesă foarte importantă în acest puzzle. Dacă incendiul a fost cauzat de o defecțiune la aparatura medicală, dacă acestea au fost supra-solicitate, vor fi expertize făcute de specialiști, iar la final anchetatorii vor pune cap la cap toate probele, toate indiciile pentru a stabili exact cauza incendiului. În continuare, aici sunt zeci de polițiști, de pompieri, discută cu rudele victimelor. Am văzut ceva mai devreme, încercau să identifice victime, pentru că persoanele venite aici, rudele, nu știau dacă apropiații lor au scăpat din incendiu sau nu. Cu siguranță că trupurile au ajuns la serviciul de medicină legală, vor fi făcute toate analizele, iar mai apoi familiile le vor putea să le recunoască.